Cineaua pe care vă prezint aici este a doua ca importanță. Cea pe care o să o oprim principală se află undeva în centrul satului, iar aceasta la limita Cătunului. În partea asfaltată mai sunt două construite de bunicul meu, Scandale, îl știu localnicii, și ele aveau ca scop adăparea turmelor de animale. Dar apa fiind foarte bună, o apă foarte excelentă. Poate să vă confirme domnul Cumpăna. Și luat bidoane, damigene cu, exact, cu apă pentru acasă. E mai bună decât apa plată din comerț. Asta, după apă de izvor. Da. După cum vedeți, această apă se infiltrează din aceste stânci. Și cam asta este. Când eram copil mic, mi-aduc aminte că umplam, ne urcam cu toate. Mai aduc aminte de copilărie. Domnule, într-un sat uitat de timp, vedeți dumneavoastră, aici până și casele păstrează forma arhaică a satelor din Turcia. Vedeți dumneavoastră, până și în acest cătun uitat de timp, musulmanii români conversează în limba țării a cărui cetățeni sunt. De ce în altă parte nu se poate? Eu zic că această comunitate este un reper pentru foarte multe comunități care trăiesc în România. Există un curent de maghiarizare a României. Vedeți dumneavoastră, aici este o localitate compusă exclusiv din comunitatea musulmană, unde dacă vrei să vorbești, ți se vorbește limba română. Toți musulmanii vorbesc acasă în limba maternă. În schimb, când vine un oaspede, drept dovadă dumneavoastră, da, îi se răspunde în limba română. Acesta înseamnă și presupune un respect necondiționat al acestor oameni, acestor cetățeni români de etnie turcă, religie musulmană, față de majoritatea din România. Aici comunitatea se rezumă, cum să vă spun eu, la existența zilei de mâine, pentru că satul a fost cumva oarecum neglijat, în special în perioada COVID-19. Cred că este abandonat mai degrabă. Da. Vedeți? Cel mai vechi mormânt, nu știu dacă... De ani de zile, da, de 15-20 de ani, zice, da, că trage apă, nici deci acum nu avem apă. Aceștia... Vreau să spun o întrebare, că mă tăiești mai în vârstă. Dom'le, muftiul Iusuf Murat a venit vreodată aici? L-ai văzut, mata? A venit. Da? Când? Păi are... Înainte de Bayram a venit. Anul ăsta? Da. Cu ce scop? A venit cu ambasadorul. Și ce s-a întâmplat atunci? Zice că trage apă, nu știu ce. Nu, a, v-a promis. Da. A împărțit pachete cu ceva? Ăștia cu... de la Raja nu vrea să aprobe. Că ăștia, nu știu ce vrea să facă ei, nu știu ce vrea. Domnul a venit ăla din Turcia, zice că plătesc, eu zice, toată lucrarea, dar nu lasă Raja. Deci vă dați dumneavoastră seama că aici apa curge non-stop, da? Apa de la Dumnezeu, de la Allah? Dumnezeu, de la Allah, da. Deci poate să facă un bazin de captare, o pompă și fiecare cetățean să contribuie pentru curent sau achiziția acelei pompe. Și va putea să aibă apă acasă la el. Vine omul cu bidoanele, cu căruțul și ia apă pentru animale. Da, aveți imam aici? Hoge avem. Pe cine avem Hoge? E un băiat. De unde este? De aici, din sat. Copilul ăsta, am înțeles că încă învață la seminar. La seminar. A terminat, mi se pare. A terminat? A terminat. A terminat. Când a terminat?
nu știu, am ce cum să fac. E tânăr. Da. Ăla Revan e cu nasul. Da, păi a fost aici Levende, de ăla care n-avea nici măcar seminar de calificat. Din ce trăiesc oamenii aici? De unde au ei surse de, de bani? Deci sunt asistați social, asta e clar. Da. Mai muncim și noi. Unde, unde munciți? Păi aici și în afară și... În alte localități? În Germania, în Franța, în Belgia. Deci plecați din țară. Da. Sunt nevoiți să plece, domnule. Mă refer, da, am înțeles. Sunt la tineri. Dar cei care sunt aici, localnici, nu pot pleca, bătrânii. Din ce trăiesc? Apa, o cară cu căruci. Majoritatea sunt pensionari. Și primesc pensii și sau ajutor social. Exact. Dacă naște o femeie, unde o duce? E vreo spital la prin Constanța. Zonă? Direct la Constanța. Pe bine, la intervenție aici nu avem? Are. Ce are? Dispensar? Dispensar. Doctor de familie. Doctor de familie numai, dar nu are cadre medicale în caz de... Nu, nu are. Are farmacie, are doctor. Atâta, atâta tot. Dacă îți rup piciorul, nu are cine să te bandajeze. Ce m-a aflat? Zău și face 60 de kilometri ca să salveze o viață. Păi aici pe timpul Ceaușescu aveam farmacie, aveam doctor. Aici în sat erau, da, știu, da, aveam asistentă. Păi da. Oameni buni, vă mulțumim. Mulțumim mult de înțelegere, atât am vrut să... Carteșterime, Saulul, Varulul, Hercheze, Andenize, Varulul, Zăsărau, Ceaușescu. Da, e și foarte mult.